atragi pe oameni la tine, cu drag îi atragi. Așa am început în această dimineață. Muncesc de două săptămâni să găsesc cântarea aceasta în mintea mea. Știu că este când am auzit-o prima dată cântată de sora Vali Pentea. Știam că mi-a plăcut cântarea. Am dat-o odată la noi în adunare și de două săptămâni mă muncesc cu această cântare. N-am găsit-o. Și când fratele Cristi a dat această cântare, am fost mulțumitor Domnului. Slavă! Voi începe cu mulțumire. Și cred că dacă noi trăim această zi deosebită, mulțumirea se cuvine lui Dumnezeu, care transformă și astăzi inimi, care mișcă și sfarmă stânci prin cuvântul lui și astăzi. Mulțumim bisericii, dacă se poate spune, să ne mulțumim unii altora, pentru că în mijlocul nostru Domnul face minuni și astăzi. Și sunt suflete care se rup, care hotărăsc să o rupă cu păgânătatea și să se unească cu Hristos. Nu că am avea noi un mediu, dar ne-am făcut canale prin care Dumnezeu lucrează. În mod deosebit vreau să mulțumesc surorilor care s-au ocupat cu creșterea copiilor. Noi ne facem datoria de părinți și le explicăm cum știm. Dar este nevoie de un cuvânt din afară de multe ori. Sora Dana, sora Lenuța, sora Nușa, sora Mioara, sora Mihaela, nu știu dacă am scăpat. Și dacă am scăpat pe cineva, rog să mă ierte. Și fiecare dintre dumneavoastră care le-a dat câte o învățătură, Domnul să vă răsplătească. Trecem la lucruri deosebite, serioase. Intrăm în lucrarea de botez a Domnului și sper să nu supăr prin cuvântul care îl voi avea azi, ci vreau să-mi motivez. Am fost învățați că botezul trebuie făcut. Și așa este, trebuie făcut. Dar înainte de a asculta cuvântul, așa cum îl înțelegem, să citim cuvântul scris, deschidem în Evanghelia după Matei, la ultimul capitol, la 28, începând cu versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. Și pe baza cuvântului pot să mărturisesc în această dimineață: Domnul este în mijlocul nostru, slăvit să-i fie numele. Amin. Voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Și veacul în care trăim nu s-a sfârșit. Odată ce mai este vreme de har, vreme de pocăință, vreme când se mai întorc sufletele la Dumnezeu, înseamnă că Domnul este coborât în mijlocul nostru și lucrează și astăzi prin Duhul Sfânt. Botezul este o lucrare controversată. Vreau să vă spun de la început. Sunt foarte multe învățături despre botez. Și una dintre învățături, pentru că trăim în România, una dintre învățături este că botezul trebuie făcut la o anumită vârstă. Ne uităm în fața noastră și pentru România vreau să vă spun că este un eveniment care ne miră, să nu spun ciudat. Dar ridică întrebări. Știm că un copil trebuie botezat la 6 săptămâni. Așa am moștenit noi de la părinți. Suntem într-o țară majoritar ortodoxă. Și câteva procente de catolici care botează copiii de mici. Noi spunem că nu trebuie să botezăm copiii de mici. Trebuie să-i botezăm când sunt mari. Și vrem să vedem câteva dovezi din Scriptură și nu numai, care să ne dea lumina necesară ca să nu
păcătuind înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul pe care l-am citit în această dimineață spune în felul următor. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Vreau să vă întreb. Cât poți să faci un ucenic? Poți să lucrezi să faci un ucenic? Poți să educi pe cineva când încă el nu este conștient? În altă parte spune, cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Eu aș vrea să faceți o probă, cei care nu sunteți neoprotestanți. Dacă aveți rude sau copilași acasă, până în vârsta de un an, mergeți și întrebați, crezi în Domnul Iisus Hristos sau nu crezi? Veți primi un răspuns? Niciun răspuns. Doar un plânset sau un sânget. Pentru că un copil nu are puterea de a înțelege și de a decide. Nu are putere de discernământ. În scrisoarea întâi a Apostolului Petru spune că botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Copilul poate să depună o mărturie. Are această capacitate să mărturisească cu gura lui că el are un cuget curat sau murdar? Categoric nu poate să facă lucrul acesta. N-are cum. Nu are capacitate de vorbire, de gândire dezvoltată. Acestea sunt dovezi, câteva dovezi din Scriptură. Nu o să le epuizăm pe toate pentru că nu este timpul și nici cazul. Se pot discuta într-un studiu biblic. Mergem la dovezile istorice și vă spun, azi dimineața la 4:30 n-am mai avut somn. Probabil că este normal. Și e serie decomandată, casa decomandată, nu știu cum să vă spun, dar la un timp apare și Lorena și cu Oana. A spus, de la 4:30 nu mai putem dormi. Ne-a trezit Duhul Dumnezeu. Și eu am intrat, mi-a cerut voie de la soția mea, îmi dai voie să pornesc calculatorul? El bâzie puțin și am zis să nu-l deranjez. Am vrut să văd Sfinții din Biserica Ortodoxă. Când s-au botezat ei? Când au primit botezul Domnului? Eu un timp am slujit în Biserica Ortodoxă ca și cântăreț bisericesc, dascăl, cum vreți să-i spuneți. Și preotul are o porțiune de slujbă și spune împreună la liturghie, împreună cu rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, a cărui sfântă liturghie o săvârșim noi astăzi. Liturghia, adică masa Domnului, cina Domnului. Și am pus să văd, omul ăsta care este pomenit duminică de duminică în Biserica Ortodoxă, când a încheiat legământ cu Dumnezeu? Vasile cel Mare a încheiat legământul cu Dumnezeu la vârsta de 6 luni, ce spuneți? 6 săptămâni? La 26 de ani. El, ca să nu se facă confuzii, născut în 329. În 329, în Biserica Creștină, se boteza la 26 de ani. Și îmi spune, atunci a primit cuvântul. Tatălui și mama mea erau creștini. Au avut 10 copii, dintre care 3 îi găsim în calendarul Bisericii Ortodoxe. Toți botezați la maturitate. Găsiți informațiile acestea, știți unde? Pe site-ul Bisericii Ortodoxe Române. Nu pe site-ul Bisericii Evangheliste sau Pentecostale. Sau Baptiste. Informații luate la 4:30 dimineață. Copiii, dacă mă auzi, să nu răspunde. Pentru că așa scrie. Un alt sfânt din Biserica Ortodoxă, majoritară, Ioan Gură de Aur. Cine n-a auzit de Ioan Gură de Aur? Este unul dintre părinții Bisericii Mondiale. Acceptat și Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur, acceptat de Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică. Ioan Gură de Aur a avut un destin aparte. Tatălui a murit când el era încă prunc,
Și mama lui a fost o creștină devotată, încât și păgânii au apreciat-o pentru viața ei evlavioasă, duhovnicească. El din pruncie a fost educat, crescut, precum Timotei, să păzească, să respecte Sfintele Scripturi. Cât credeți că a luat decizia de a se boteza? La vârsta de 18 ani. Nu. La vârsta de 18 ani, Ioan Gură de Aur primește botezul. Părinții ai Bisericii Ortodoxe Mondiale. Mondiale. Un alt sfânt, Grigorie Teolog, care toți aceștia au trăit în acea perioadă. În acea perioadă, în jurul anilor 300, era învățătura ca un om care îl primește pe Domnul să boteze la ce vârstă credeți? La 33 de ani. Vârsta botezului lui Iisus Hristos. Am vorbit despre ortodoxi acum. N-am vorbit despre pocăiți neoprotestanți. Deci părinții bisericii ortodoxe și catolice s-au botezat destul de târziu. Să-i considerăm eretici? Să spunem că au o învățătură greșită? Dacă au fost greșită a lor, e greșită și a noastră. Dar asta este învățătura Scripturii. E greșită pentru unii care nu vor să o respecte. Dar pentru învățătura Sfântă din Scriptură este adevărul lui Dumnezeu. Și noi facem așa cum Scriptura ne învață. Botezăm omul când crede și când poate să mărturisească că Domnul este Stăpân și Mântuitor. Noi pe copii îi iubim. Pe copii îi strângem la piept și crește mari. Dar problemele de teologie, problemele de credință, sunt pentru oameni care au rațiune și pot să le înțeleagă. Dumnezeu ne-a chemat să facem lucrările în biserică cu responsabilitate. Noi nu primim bani pentru botez. Niciun bani. Noi nu avem interesul să botezăm cât mai mulți. Cât mai repede. Noi facem lucrurile la vremea, la timpul lor și după învățătura Sfintei Scripturi. Cine are altfel de învățătură, să o păstreze pentru ei, chiar dacă sunt mai mulți. Nu ne interesează mulțimea. Domnul să se îndure și de ei, Domnul să se îndure și de noi. Că nu noi suntem mai buni, ci Domnul este bun. Intrăm direct în lucrarea de botez. Mod că avem un bazin cu apă aici. Am auzit cu regret de la frați că este un act care trebuie făcut pe baza cuvântului din Sfânta Scriptură. Mărturisesc frații lucrul acesta. Pentru că Domnul și Mântuitorul nostru a spus: lasă să împlinim orice neprihănire. Domnul Iisus se duce la râul Iordan să se boteze în Iordan, înaintea lui Ioan. Vreau să vă întreb, ce botez era acela? Era botezul pocăinței. De ce face Ioan această mărturisire? Eu trebuie să fiu botezat de tine și tu vii la mine să fiu botezat? De ce face mărturisirea aceasta? Pentru că Mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, vine la Iordan să primească botezul pocăinței. Dar vă întreb, de ce trebuie să pocăiască Hristos? N-avea nevoie de pocăință Hristos. Pentru că nu păcătuise. Pocăința vine în urma păcătuirii. Trebuie să păcătuiești ca să te pocăiești. Și Mielul lui Dumnezeu, Hristos, Domnul, nu săvârșise nici un păcat. Și de aceea Ioan îi spune, eu am trebuință. Pentru că Ioan, deși era primul dintre cei născuți din femeie, totuși era sub puterea păcatului. Deși Ioan era cel care săvârșea botezul, el avea păcat asupra lui. Că nu păcătuise cât noi. Asta este altă discuție. Dar nu era desăvârșit. Dacă Ioan era desăvârșit, Ioan ar fi fost pe cruce în locul lui Hristos. El ar fi fost Mielul lui Dumnezeu care ar fi ridicat păcatul lumii. Dar în lume s-a făcut cercetare de Dumnezeu. Și nu s-a găsit
Nici măcar un singur om neprihănit, nici măcar unul care să nu săvârșească păcatul. De aceea spune, lasă să împlinim orice neprihănire sau orice este scris. De aceea. Dar nu trebuie să confundăm botezul lui Ioan Botezătorul cu botezul lui Iisus Hristos. Botezul lui Iisus Hristos este un botez, un act de o complexitate maximă. Nu este un act că trebuie să-l fac. Și atât. Am trecut peste el. Am intrat în apă, uscat și am ieșit ud. Dacă facem lucrul acesta, putem să o facem de 10 ori cum o fac alții. Sunt care practică de mai multe ori botezul. Și Scriptura spune o singură credință, un singur botez. Așa spune în Biblia care o avem noi și care au și frații din America și de oriunde. Că este un singur botez. Dacă s-au mai făcut o modificare, treaba lor care modifică Scriptura. Dar în Scriptura așa spune că este un singur botez. Cum trebuie să fac botezul? Ce mă motivează să fac botezul? Un frate de la noi din biserică, la câteva săptămâni de la botez, după botez, după ce a săvârșit botezul ca lucrător, nu ca și candidat, a fost întrebat, dar eu tot vin la biserică. Nu dă nimeni nimic. M-am botezat. Sunt unii care sunt motivați să facă botezul pentru că au auzit de undeva că ar fi ceva beneficii materiale. Singura de aici care primește ceva de la mine este Lorena. Este fiica mea și trebuie să-i dau bani din când în când. Dar nu din cauza asta se botează. Nu din cauza asta se botează. Altcineva spunea și că eu m-am făcut de râs și m-am botezat. Nu primesc nimic. Vă rog să mă credeți, mă înfior când spun lucrul acesta. M-am făcut de râs și m-am botezat. Nu primesc nimic. Vreau să vă spun că în momentul când te botezi, primești multe, foarte multe. Dar dacă te gândești la bani, la haine, să știi că ești pe un drum care duce direct spre iad, direct din apa botezului, te-a dus direct în iad. Nu este locul unde câștigi ceva pe acest pământ. Vreau să vă spun că în apa botezului pierzi ceva. Și vreau să vă spun că acești patru care îi vedeți sunt gata să mărturisească că ei mor. Este o slujbă de înmormântare, dacă vreți. Și totodată, imediat, este o slujbă de înviere. Haideți să vedem. Am eu vreo bază în Scriptură când spun lucrul acesta? Monitorul acesta nu merge, poate merge celălalt, nu-mi dau seama. Deschidem în Roman, nu trebuie neam, că mă uit aici. În Roman 6, începând de la versetul 3. Nu știți că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos, ați fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Amin. Amin. De zeci de ani trăiesc în lumea creștină. Fie că am fost la Biserica Ortodoxă, fie că trăiesc în lumea neoprotestantă, mi-a plăcut să studiez Cuvântul lui Dumnezeu. Dar ieșind din lumea aceasta, vă pun o întrebare logică. Un om viu poate să învie? Nu. Dacă vreți să vedeți o minune, căutați un mort care înviază. Și Hristos are nevoie de oameni care sunt gata să moară. Oameni care pot să mărturisească public. Noi suntem gata să murim. Și vreau să vă spun cu durere. Am văzut mulți care vor să învie.
dar nu vor să moară. Am văzut mulți care vor să se bucure, dar nu vor să simtă întâi întristarea. Nu vei simți gustul bucuriei de plin, până nu vei simți întristarea din plin. Nu vei simți bucuria botezului dacă nu ești pregătit să renunți la lume. M-am hotărât, spune cântarea, să renunț la lume, dar nu la Iisus. Este o motivație puternică în apa botezului. În acest act de botez se întâlnește și se luptă viața cu moartea. Experiența pe calea Domnului îmi arată că cei care au făcut actul acesta cu seriozitate trăiesc o viață de plină după. Cei care au făcut actul botezului în glumă își vor petrece restul vieții de creștini. Noi aici nu ne jucăm de botezul. Nu ne jucăm de trăirea în Hristos. Vreau să vă spun că după această viață, din fericire sau din păcate, ne așteaptă o altă viață. Și ne așteaptă o viață mai bună, nespus mai bună, sau o viață nespus de rea. Depinde, cum spune românul, cum ți-ai așternut, așa dorm. Și din nefericire, unii dorm. Dorm și la botez, dorm și după botez. Și viața lor este un somn continuu. Vreau să vă spun că la cei patru am pretenții mari. Nu vreau să-i laud. Dar vreau să vă spun că nu dau nume. Avem în fața noastră un licențiat în drept. Avem un manager. Nu vă spun care dintre ei. Avem două frâncene. Este cel mai bun liceu din Bacău. Vreau să vă spun să uitați de lucrul acesta. Pentru că omul acesta alege. Ceea ce urmează să faceți astăzi este infinit mai important decât ceea ce ați făcut până acum. Tot ceea ce ați făcut, toată truda, tot efortul, să însemne nimic față de ceea ce veți face de acum pentru Hristos. Am văzut acolo, în Sfânta Scriptură, că veți fi botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Plinătatea Dumnezeirii coboară peste voi când mărturisiți în apa botezului. Dumnezeu vrea să locuiască în voi. Și îmi spune, dar până acum nu a locuit? Eu eram pregătit să fac o ilustrație și facă fratele Sam are aceeași gândire ca mine. Eu cu soția mea am avut o perioadă scurtă, foarte scurtă de prietenie. Și recomand tuturor celor care vor să căsătorească să aibă o perioadă scurtă de prietenie. Nu lungiți lucrurile, că nu sunt sănătoase. Și o iubeam și mă iubea, cred că. Am trecut pe la un... Era un individ, poate. Era bărbat. Se chema ofițerul stării civile. Și ne-a pus să semnăm de 7 ori și să mărturisim ceva acolo. După ce am ieșit afară, era tot Ovidiu și Simona. Nu știu dacă am iubit, o iubea mai mult după decât înainte. Dar, în schimb, calitatea s-a schimbat. Eram soț și soție cu obligații și drepturi în plus. Veniți la biserică, unii aduși în brațe, alții mai târziu, da? Vreau să vă mărturisesc că ei vin mai constant decât mulți dintre membrii bisericii care au plic acolo. Mult mai constant. Și fratele Sam și fratele Daniel vin constant la biserică. Și eu mă bucur de lucrul acesta. Dar ce doresc de la voi? Pentru că sunteți băieți și fete de la care am pretenții. Să nu urmați niciun model pe care l-ați cunoscut pe pământul acesta. Singurul model de viețuire să vă fie Iisus Hristos, Domnul. Noi luptăm și ne zbatem în această lume păcătoasă să trăim cât mai aproape de El. Dar dacă voi veți încerca să trăiți
ca oricare dintre noi, care îl considerați cel mai mare, veți fi puțin mai jos decât el. Pentru că așa se întâmplă. Și veți deveni din ce în ce, mai surogat. Nu veți mai avea esența de care este nevoie. Sunteți chemați să înviorați Biserica lui Hristos, pentru că veniți cu energie nouă. Veniți cu bucurie nouă, cu trăire nouă. Pentru că, v-am spus, în curând veți muri. N-aveți emoții cei care nu sunteți de la noi din biserică. În trup vor rămâne viață. Și veți deveni făpturi noi în Hristos. Ceea ce vă veți propune de astăzi înainte, vă va da mersul în sus sau în jos. Vreau să vă spun că foarte mulți oameni care i-am cunoscut, din fericire, ori merg pe orizontală, ori merg în jos. Și au încheiat un botez în apa de legământ. Cei mai mulți, poate. Cei mai mulți. Sunt mulți chemați. Foarte mulți chemați. Dar puțini aleși. Și alegerea nu depinde nici de fratele Ion, nici de fratele Dan Munteanu, Sava sau Ungureanu, care sunt presbiteri în biserici. Direcția dumneavoastră depinde de legătura care o aveți cu Dumnezeu. Amin. Ce va aduce ziua de mâine pentru voi? Eu nu știu. Ce fel de creștini veți deveni? Eu nu știu. Poate veți deveni niște creștini singuratici. Să știți că sunt o categorie aparte de creștini singuratici. Care fac performanță. Fac performanță pe calea lui Dumnezeu. Sunt singuratici, dar de folos pentru biserică. Așa i-a lăsat Dumnezeu. Și nu încercați să-i schimbați, pentru că așa i-a lăsat Dumnezeu. Sau poate veți fi, veți ajunge lideri și veți strânge în jurul vostru grupuri de oameni. Eu asta n-am de unde să știu. Dar ce vreau să știu de la voi? Că urmați Sfânta Scriptură. Și Sfânta Scriptură, ați văzut ce a spus? N-ați fost atenți, că sunteți prea emoționați. Și învățați tot ce v-am poruncit. Vreau să vă spun că în ziua de astăzi tinerii n-au răbdare. Și lucrul acesta nu-l spun că l-am auzit în biserică. L-am auzit de la doamnele învățătoare, de la domnii profesori. N-au răbdare să asculte. Vreau să vă întreb, ce pământ absoarbe mai multă apă? Mlaștina sau pământul uscat? Pământul uscat. Atâta timp cât veți fi însetați după Cuvântul lui Dumnezeu, veți avea performanță. Când voi veni să te întreb, de ce faci așa? Lasă, frate, uite. Pantale ești din generația cealaltă. Vă trebuie. Voi fi dat mă dau. Sunteți chemați să fiți sare, nu numai în lume, și în biserică. Nu primiți tot ce este nou în lume. Suntem așa grabnici la aduce de afară înăuntru. Doamne, ce mai absorbim din afară? Și ce greu mai dăm dinăuntru afară? Eram un creștin în lumea aceasta care avea nevoie de servici. Nu sunt eu. Am și eu nevoie. Și un patron, știți ce a zis? N-l angajez că mă pocăiește. Să-i fie frică celui care nu vrea să se pocăiască, să stea în prezența ta, că îl pocăiești. Așa vrea Dumnezeu să fiți. Când este cazul să vorbești cu cineva, să nu vorbești nici de coafură, nici de unghii, nici de pantalon, nici de mașină. Caută în două, trei cuvinte să-L duci la Hristos, cum are obiceiul fratele Nicolae. În două, trei cuvinte ai ajuns la cruce. Te cheamă Hristos să fii biruitor. A spus că ești botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Rămâneți în cetate până veți primi o putere. Când coboară Duhul Sfânt peste tine, ce au făcut ucenicii? Au primit curaj, putere de a mărturisi cuvântul. Ești pecetuit astăzi. Vreau să vă spun că ești pecetuit. Când îți dă diploma, primești acum o parafă. Semnează și profesorul, și directorul instituției, și instituție. Și scrie acolo, Facultatea de Drept.
Bacău sau Iași sau după acest titlu, ai drepturi depline. Când te-ai dus la serviciu sau la școală, dumneatare, frate și soră, nu ești un infractor. N-ai furat nimic. Să-ți fie rușine să mărturisești pe Domnul. Ai curaj să mărturisești. Vine pe plajă unul și vinde porumb fier. Și are mai mult curaj decât creștinul din ziua de azi să mărturisească că el are ceva de dat. Porumb fier. Și tu n-ai curaj ca și creștin să spui eu sunt creștin, botezat în numele Lui Hristos. N-ai curaj. Cere de la Domnul curaj astăzi. Doamne, până acum am fost fricos, până acum am fost slab, ai curaj, Domnul este prezent aici. Vreau să fiu altfel. Eu am ceva de oferit în acestea. Eu nu vând porumb, eu nu vând pliante, eu nu sunt de la firme de cosmetice, ei au curaj. Noi nu avem curaj să mai spunem că suntem pocăiți. Că spune lumea, suntem înapoiați. Să-mi fie iertată. Noi ne închinăm lui Dumnezeu. Nici la lemn, nici la sticlă, nici la altceva. Noi ne închinăm singurului, vremii de închinare. Nu ne închinăm unii la alții, deși câteodată pe roși de câte unul, parcă așa ne închinăm. Dumnezeu va așeza și va așează astăzi pe o poziție înaltă de copii al lui Dumnezeu. Niciodată să nu barșocoriți starea aceasta. Pentru că s-a plătit un preț nespus de mare pe crucea de la Golgota. Acolo Hristos, când a întins mâinile și a fost pironit, a spus, Doamne, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și acolo ai fost cuprins dumneatare și am fost cuprins eu. Pe crucea de la Golgota a suferit și suferința a fost cruntă. Și a fost cruntă nu atât din cauza cuilor, ci din cauza faptului că Iuda l-a vândut, că Petru s-a lepădat, că mie nu mi-a păsat. Aproape 20 de ani și am trăit cum am vrut eu. Că la altul nu-i pasă până la 40 sau până la 60 de ani. El suferea pe cruce acolo. Și a spus totuși, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și a lăsat o portiță, o cale. În cuvântul astăzi, dacă aude cineva glasul meu, dacă aude cineva glasul lui să nu-și împetrească inima, iată eu stau la ușă și fac, spune cartea Apocalipsa. Dacă aude cineva în glasul meu. Și bine spunea fratele Cristi, mesaj pentru biserică, nu vă cutremură lucrul acesta. Cei care au încheiat legământ în apa botezului, cei care au mărturisit până când? Până la moarte. Și moartea a fost până la poartă. Pentru că de acolo a început să păcătuiască ea. Nu vă îngrozește lucrul acesta. Iată, eu stau la ușă și bat. Și bate Domnul iar. Și iar și iar și mai dă o șansă de pocăință. Și nu vrei să te pocăiești. Și te faci vinovat de sângele de la Golgota. Și te faci vinovat de injurile care au fost aduse. De biciul care l-a lovit. Te faci vinovat de despărția la Lui Hristos. De Tatăl. Mult l-a durut. Când strigă de pe crucea de la Golgota, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Cu ce am greșit înaintea Ta? Dar El atunci băuse paharul cu toate păcatele mele și toate păcatele dumneavoastră. Și eu stau încă nepăsător și păcătuiesc. Și încă păcătuiesc. Și încă mint. Și încă fur. Și încă înjur. Și încă fac tot felul de fără de legi. Până când o să mai rabde Dumnezeu lucrul acesta? Și cuvântul lui Dumnezeu spune până va intra numărul de plin al neamurilor. Avem 4 candidați. În cer se notează. Încă 4. Încă 4 și lista devine din ce în ce mai scurtă. Cu cei care mai au posibilitate. Și eu stau sub o umbrelă spartă. Spun că vine fiecare duminică la biserică. Și păcatul picură peste mine. Și mă zdrobește. Și stau tot în noroi și tot în mocirlă. Și nu vreau să mă ridic. Pentru că spun că e bine așa. Pentru că văd că și fratele Ovidiu face greșeli. Și văd că și fratele X face greșeli. Eu când mă fric la mână, nu mă interesează că undeva în Africa s-a mai fript unul la mână. Mă doare pe mine. Nu mă gândesc la latina. Când îmi spune Hristos că mă duc în iad dacă nu mă pocăiesc, eu nu mă gândesc că mai sunt și câțiva americani care se duc în iad. Eu trebuie să mă gândesc la mine.
Sunteți mulți dintre dumneavoastră părinți care aveți copii care nu au ajuns la majorat. Nu au ajuns la majorat. Știți ce sarcină grea aveți asupra capetelor dumneavoastră? Copiii dumneavoastră sunt sfințiți prin credința dumneavoastră și vă permiteți și îmi permit să trăiesc cum vreau? Nici de cum, pentru că dacă copilul meu se săvârșește din viața odată cu mine până la vârsta cunoașterii deosebire binelui și răului, merge cu mine, dar nu în rai. Pentru că eu nu trăiesc sfânt, nici el nu este sfințit. Vă dați seama ce sarcină a pus Dumnezeu pe noi și eu mai stau nepăsător? Cine ești, Doamne, am spus din cuvântul Domnului ăsta. Cine ești, Doamne? Și Domnul spune, scoală-te. Nu este pierdut. Nimic nu este pierdut. Ai trăit cum ai vrut, ai făcut ce ai vrut. Te-ai prăbușit în tot felul de nelegiuiri și de păcate. Nu ți-a păsat de Scriptură, nu ți-a păsat de frați. Te-ai invitat la biserică. Deși ai fost cândva în biserică și ai primit un zâmbet, cum am primit eu undeva. În Bacău. Nu vrei să fii la biserică? S-a uitat la mine ca la ultimul om din Bacău. Ferice de mine dacă sunt ultimul în Bacău și primul în Împărăția lui Dumnezeu. Nu țin la mine în Împărăția lui Dumnezeu. Vreau să fiu cu Dumnezeu acolo. Dar trebuie să ne trezim din suflet. Este vremea când trebuie să avem altă atitudine. Eu sunt gelos pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și am să-i explic de ce. Eu țin mult. Domnul a spus un lucru în Sfânta Scriptură. Și botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Și pentru mine asta este treabă de gelozie. Se spune că se poate boteza și în numele lui Iisus și sunt de acord că se poate boteza. Dar dacă Domnul meu și cel pe care îl iubesc așa de mult mi-a spus să botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, așa fac. Așa fac. Pentru că El a spus. De ce? El cred pe cuvânt de asta. Tatăl meu mi-a spus să nu sar de la etajul 10. Nu cea de la noastră, nu de la înălțime. Eu n-am sărit. Pentru că îl cred pe cuvânt. Vrei să vezi consecința neascultării de Dumnezeu? Trăiește cum vrei. Dar să știi că astăzi, 28 iulie, ai fost avertizat că trebuie să te pocăiești. Și eu trebuie să mă pocăiesc. Pentru că am auzit ieri lucruri de care trebuie să mă pocăiesc. Și mă voi pocăi. Viața mea trebuie să înnoiască zi de zi. Venim de 20, de 30 de ani, de 40 de ani la biserică și semănăm așa de mult cu cea dinainte de botez. Vă rog, respectos înaintea lui Dumnezeu. Este vremea în sfârșit să vă treziți din somn, spune cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ieșim mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Nu facem act de prezență în biserica lui Dumnezeu. Vreau să fiți exemplu pentru lucrul acesta. Vreau să fiți vârf. Și în ce sens? Să fiți cei mai smeriți din biserică. Asta înseamnă vârf în Biserica lui Hristos. Să vă smeriți, să ascultați de prezbiterii bisericii. Vă rog frumos. Trebuie să fie ascultare. Învățați tot ce v-am poruncit. N-aveți de unde învăța. Slova citită, fără Duh, nu are valoare. Sunt oameni care sunt așezați de Dumnezeu înaintea unei biserici ca să călăuzească, să conducă biserica pe acest pământ sub directa coordonare a Duhului lui Dumnezeu. Sunteți poate mai pregătiți decât mulți dintre membrii bisericii. Dar nu sunteți mai experimentați decât niciunul dintre cei botezați. Voi sunteți de astăzi prunci, noi născuți în Hristos. Pruncul trebuie să plângă. Din cât am scufundat în apa botezului, niciunul n-a plâns. Să mă întrebe ce ochi ai mâncat. S-au scufundat? Dar nu m-am întrebat. Frate, nu reușesc să biruiesc păcat. Nu vă uitați la mine care v-am botezat. Frate, nu reușesc să biruiesc păcatul acesta. Nu reușesc să înțeleg versetul acesta. Dacă a fost unul, nu mi-a luat aminte. Dar nu a fost niciunul. Sunteți prunci în Hristos. Vă rog să plângeți. Vă rog să zâmbiți. Vă rog să cereți mâncare. Vă rog să spuneți. Vreau să fac primii pași. Sprijiniți-ne să putem merge și noi. Nu deodată veți face semne și minuni.
Dacă le faceți acum, se minunează toată lumea ce semne și minune să faceți. Maturizați-vă, creșteți, ca să puteți aduce rol așa cum trebuie. Întâi învățați, experimentați odată cu învățătura și pe urmă oferiți. Să nu dați o hrană nepregătită. Nu-i totul să mergi la piață, să pui într-o sacoșă rădăcini de morcov, de păstârnac, de țelină, îi trântești omul pe masă, ia mănâncă și te sarge. Trebuie o bucătăreasă exclusivă sau un bucătar, cum am înțeles, este fratele Daniel. Începută mai la bucătărie. Domnul să vine cu mine. Amin. Și nu uitați niciodată. În biserică aveți un sprijin. În biserică aveți ajutor, mai puțin material. Deși dacă Doamne ferește la de casă sau altceva, în biserică găsiți dragoste, nu întotdeauna, vă avertizez. Nu intrați pe un teren în care se doare un joc. Te trezește repede din funcția. Dar țineți cont că la sfârșitul alergării veți sta față în față cu Hristos Domnul. Până acum ați fost, iertați-mi expresia, dar asta am venit. E fără responsabilitate înaintea lui Dumnezeu sau cu mai puțină responsabilitate. De astăzi înainte aveți răspundere înaintea lui Dumnezeu. Să încheie actul de căsătorie. Numai cu el. Ce este în afara căsătoriei se cheamă preacurvie. Adică ce înseamnă? Fără păcat. Fără păcat. Dacă păcătuiți, discutăm. Domnul să ne binecuvinteze pe noi toți. Să înțelegem că fără pocăință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze cu ascultare de Cuvântul Sfânt. Și singurul model este Iisus Hristos Domnul. Ceilalți ne ajutăm unii pe alții. Toți suntem slabi. Toți avem nevoie de ajutorul lui. Mai învățăm și unii de la alții. Dar El să ne învețe totul. Amin. Amin. Amin.